Formația Rapid Suceava a susținut sâmbătă un meci test pe stadionul Areni în compania nouă promovatei în eșalonul al treilea Inter Dorohoi. Surprinzător, victoria a revenit oaspeților cu scorul de 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind marcat în debutul reprizei secunde ca urmare a unei erori defensive comise de Mihai. Poate și din cauza caniculei de afară, partida a fost de un slab nivel fotbalistic. Antrenorii Bogdan Tudoreanu, Mihai Guriță și Laurențiu Andrieș au profitat de acest prilej și au aruncat în luptă pe toți cei șase juniori pe care i-au cooptat în lot în această vară. Este vorba de portarul Tomaniga, se Suceava, când și Cătălin Tăuteanu, LPS Suceava și Ionuț Mihai din Amoonești și mijlocașii Lucian le pe Suceava Alexandru Dănilă și Constantin Airoaei de la Vicov. Se vede că mai avem de muncă, dar este timp suficient până la începutul campionatului ca să punem la punct toate problemele. Sper că până la plecarea în cantonament să reușim să aducem jucătorii de care avem nevoie pe posturile deficitare a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu. Rapid Suceava a început meciul în formula Niga, Bălan, Tăuteanu, Ferrariu, Semegin, Oncius Frijan, Vrabie, Apostol Gitariuc și Sumanariu pe parcursul au mai intrat Strugariu, Sava, Mihai, Danila, Aeroaie, Gheorghi Ciuc, Negru și Plăcintă. Două chestiuni se pot menționa totuși în urma jocului dintre Rapid Suceava și Inter Dorohoi. Prima, Rapid Suceava a beneficiat de câteva lovituri libere din poziții excelente de la 18-20 de metri central, situații irosite prin execuții lamentabile ale unor jucători care au experiență în Liga a doua. Al doilea lucru important de menționat este acela că într-o echipă care va trebui să joace cu doi jucători sub 19 ani în teren, cel mai bun om a fost din nou veteranul Dorin Semegin, Cu 55 de kilograme cu tot cu ghete, Semeghina a arătat poftă de joc, plăcerea de a juca fotbal fiind un exemplu de dăruire pe teren. Acest lucru trebuie să dea de gândit celor mai tineri din valul care va fi în lotul rapidului din Suceava, remarcat putând fi doar tânărul fundaș central Tăuteanu. Așadar, rapid Suceava Inter Dorohoi a fost 0 la 1 gruparea suceveană acuzând în mod clar lipsa unui vârf de atac și a unui mijlocaj de creație. Până la sfârșitul lunii iulie, fotbaliștii rapidului vor continua să se antreneze în localitate pe stadionul Aren, timp de 10 zile, începând cu 3 august, Suceveni vor pleca într-un stagiu central realizat de pregătire la Poiana Negri. După revenirea de la munte, Suceveni mai au un program alte patru jocuri amicale, pe 13 august cu ASC Bacău pe Areni, pe 15 august cu Bucovina Pojurita în deplasare, pe 19 august cu Bucovina Pojurita pe teren propriu și pe 22 august în deplasare cu ASC Bacău. Startul ediției de campionat 2015-2016 va avea loc pe data de 29 august.